Bună ziua, dragi cititori, din nou împreună la rubrica săptămânală Noutatea editorială sau Noutățile editoriale ale săptămânii. Astăzi vorbim despre o carte recent apărută la editura Herald, în portofoliul editurii Herald, în colecția Mindfulness, cartea Mindfulness în relația de cuplu, 5 chei practice pentru a ne maturiza în relații și a dezvolta prezența și iubirea conștientă, de David Richo, în traducerea lui Sorin Traian Popescu. Alături de noi este astăzi Luisa Neag, senior editor Herald și coordonator al colecției Mindfulness. Luisa, pentru că avem această rubrică legată de noutățile apărute la editura Herald sau cele care sunt în curs de apariție, să apară în câteva zile de la tipar, de la tipografie. O carte interesantă care se apleacă cumva asupra relației de cuplu, pentru că în această colecție au apărut multe, multe cărți pe ceea ce înseamnă mindfulness în viața noastră de zi cu zi, iată și mindfulness în relația de cuplu. Cum am putea traduce în termeni cât mai simpli o definiție a mindfulness-ului în relația de cuplu pentru cititorii noștri? Cum putem avea o relație de cuplu mai împlinită prin intermediul mindfulness? Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Bună tuturor! Da, este o carte care se adresează îmbunătățirii relației de cuplu prin mindfulness, ca să folosesc schema pe care mi-o deschizi. Cartea ne arată, de fapt, cum putem să ne maturizăm în relația de cuplu, cum putem să, chiar mai mult decât atât, cum putem să facem din relația de cuplu o cale de evoluție spirituală. Întrebarea care mi-a dat întotdeauna ghes și m-a făcut să caut, și probabil că asta a fost și motivul pentru care am ales această carte, este: cum știm să iubim? Cum știm dacă ce facem noi atunci când iubim este bine? Bineînțeles, cel mai simplu răspuns este dacă reușim să fim fericiți în relația noastră de cuplu. Dar de unde ne luăm noi informațiile pentru ca să știm cum se face? Cum se face această acțiune? Cum se desfășoară acest dans al iubirii? Această metaforă a dansului este folosită de autorul, acest David Richo, care este un psiholog de factură junghiană și în același timp budist. Deci el a împletit cele două metode, metoda spiritualității cu metoda psihologică, psihoterapeutică, astfel încât să facă din aceste, împletirea acestor două drumuri, să ducă la o împlinire a sufletului prin iubire. Aceasta nu este o carte, de exemplu, noi am vorbit, dacă ți-amintești, despre această carte atunci când încă lucram la ea, era asta iarnă sau primăvară, de-abia intrasem în izolare sau lockdown, nu știu cum să-i zic, așa. Și vorbeam atunci despre o altă carte, Salvează-ți căsnicia. Și vorbeam atunci despre două abordări diferite în ceea ce privește relația de cuplu. De exemplu, în cartea Michelei Davis, Salvează-ți căsnicia, aveam la dispoziție un set de metode care se adresa situațiilor efective și încerca, prin acele metode, putem să ajungem să ne îmbunătățim viața în relație, dar acționând asupra comportamentelor vizibile și imediate. Cumva o abordare centrată pe soluții
la problemele care există în mod curent. Și această o altă abordare mai profundă, zic eu, atunci am vorbit despre această carte și spuneam că ar trebui ca cele două să funcționeze împreună ca să putem să, mă rog, gestionăm o situație tensionată eventual. Să ne mai salvăm ceva, da. Această carte pune cu totul și cu totul altfel problema. Deci calea, iubirea și relația de cuplu este o modalitate de a evolua spiritual, de a ne dezvolta pe noi înșine, pentru că relația de cuplu ne oglindește cel mai bine. Și are o definiție foarte frumoasă a iubirii, de fapt o abordare, pentru că bineînțeles că iubirea nu poate definită, nu este, este foarte misterioasă și ne va scăpa întotdeauna o definiție completă a ei. Dar spune așa, iubirea poate fi descrisă sub forma a cinci aspecte. Și anume, ne simțim iubiți atunci când primim din partea celuilalt atenție, acceptare, apreciere, afecțiune și acordarea libertății de a exista, de a fi așa cum suntem. Deci el numește cei 5A care definesc iubirea, care delimitează cumva iubirea. Și ce coincidență. Intuitiv, în urmă cu ceva timp, câteva luni, înainte de a citi această carte, fix la aceiași pași, cei cinci, așa, mă gândeam și eu. Care ar fi ingredientele? Da. Care să definească într-un fel. Definească, adică, exact. Cum știm că ceea ce simțim este cu adevărat iubire sau cum știm că ceea ce primim din partea celuilalt este sau nu iubire cu adevărat? Dar ceea ce este foarte interesant și mult mai profund, deci aprofundează fenomenul iubirii, este că observă că aceste cinci chei deschid toate ușile sufletului care sunt importante pentru noi. Deci, dacă acești cei cinci A definesc iubirea pe care o primește un bebeluș în primele lui luni de viață. Luni de viață, da, și existența, de existența sau inexistența acestor cinci chei, acestor cei cinci A, depinde construirea unui eu sănătos, a unui copil, deci al unui copil. Deci, dacă un copil beneficiază de acești cei cinci A, va ajunge să aibă la maturitate un eu sănătos și armonios. Dacă vor exista anumite dificultăți, carențe în ceea ce privește cei 5A, el va avea dificultăți în viața emoțională mai târziu. Deci e vorba de cei 5A care se manifestă care ne ajută să ne construim eul nostru interior în mod sănătos și complet. Pe de altă parte, aceiași cei 5A ne ajută, dacă în relația noastră de cuplu, dacă primim acești cei 5A și îi primim și îi dăruim în mod armonios, putem să ne asigurăm că vom avea o relație de cuplu împlinitoare și plină de fericire. Și mai mult decât atât, acești cei 5A, dacă îi aplicăm în viața noastră spirituală, avem posibilitatea să ne deschidem către o perspectivă mult mai largă asupra lumii și asupra propriei noastre ființe, devenind ființe spirituale, profunde și deschise către univers într-un mod mult mai mult decât doar într-o relație de cuplu. Deci e vorba de o iubire universală care cuprinde toate ființele și care ajută această lume să fie mai bună. Vorbește despre iubire, spuneam la început, ca despre un dans. Deci metafora dansului este foarte potrivită pentru a descrie modul în care acest autor descrie iubirea.
unii dintre noi suntem mai înzestrați că pentru a realiza acest dans, alții avem nevoie de mai mult timp pentru a învăța, să-l practicăm și să ajungem la măiestrie, în funcție de cât de mult am primit sau nu acești cei 5A în copilărie. Și, de asemenea, metafora dansului arată foarte bine și faptul că nimeni nu vine înzestrat în mod măiastru de la început. Iubirea este ceva care se învață. Iubirea este ceva care se practică. Din păcate, în societatea actuală, foarte puțin dintre noi ne dăm seama că iubirea nu este un dat neapărat. Da, toți simțim iubire, toți știm, toți știm cât de mult avem nevoie de ea, toți știm cât de fericiți ne face iubirea, cât de fericiți, toți știm cât de productivi, cât de inventivi, cât de creativi, cât de minunați și extraordinari putem fi, dar prin acest motor al iubirii, care este motorul nostru, de fapt, iubirea, însă foarte puțin dintre noi ne punem problema că trebuie să practicăm ceva, trebuie să învățăm ceva, trebuie să ajungem la o anumită cunoaștere pentru ca să înțelegem cum funcționează legea iubirii, ca să zicem așa, cum se realizează acest dans al iubirii. Uite, eu mă gândeam la ceva, scuze-mă că te întrerup, și îmi spui dacă e corectă această comparație care mi-a venit în minte. Așa cum un bebeluș învață la un moment dat să facă primii pași și apoi să meargă, cred că despre același limbaj al iubirii care ar trebui învățat, apropo de dans și de pași, este și în cazul iubirii. Zic, e o comparație. Da, ideea este, deci ideea cea mai importantă în această carte este că iubirea se învață. Iubirea nu este ceva dat, nimeni nu știe cum se iubește și faptul că oamenii ajung să aibă dificultăți în relații și să sufere arată foarte clar faptul că ei nu știu despre ce e vorba, că au nevoie să învețe, că ar trebui să existe o cunoaștere a iubirii foarte sistematică și foarte coerentă. Da, iubirea este un fenomen misterios, căreia cu greu ne putem sustrage. Suntem îndemnați să iubim și atunci când ni se arată iubire, suntem foarte împliniți, nu neapărat unii dintre noi poate se deschid mai greu și le este mai greu să intre și ei și să dăruiască, dar toată lumea se bucură să primească iubire, asta e clar. Și deci este ceva care merită toată atenția, este ceva care trebuie studiat și aprofundat. De asemenea, viziunea pe care o propune acest autor este una de independență și adică nu există nevoia de a fi neapărat iubit ca să te simți împlinit. Chiar am pus pe una dintre clapetele cărții un citat în care spune că maturizarea în iubire te face să nu mai fii dependent de răspunsurile celuilalt în fiecare moment și să te bucuri și să fii împlinit de momente. De momente, deci nu mai ai nevoie de o continuitate în care tot timpul să fii sigur, mamă, mă iubește, nu mă iubește. De certitudini, și da. Nu mai ai nevoie de asta. Pur și simplu, sufletul tău este atât de matur, te cunoști atât de bine, știi atât de bine cine ești, ce nevoi ai, care sunt îndeplinite, care nu, care sunt carențele, care sunt cei cinci, care din cei cinci a ți-au lipsit, cum poți să completezi această lipsă, încât nu mai ai nevoie neapărat să te agăți de cineva care să-ți umple un gol interior. Tu știi cum să-ți umpli singur acest gol și îți ești suficient ție, cum ar veni, dar cu atât mai mult în momentul în care cineva îți oferă iubire, este un plus. Și tu n-ai nevoie zi și noapte disperată de iubirea lui. Doar dacă există niște momente minunate, sunt de ajuns ca să-ți umple sufletul și tu să te bucuri și să fii
împlinit de această iubire. Cartea e plină de exerciții, bineînțeles, fiind în colecția Mindfulness, sunt foarte multe exerciții practice pe care le recomand cu căldură. Eu personal am trecut prin ele și este uimitor cât de mult te pot îmbogăți și cum te ajută să te cunoști și să-ți dai seama de unde vin anumite comportamente și cum poți să depășești anumite momente de durere, de frustrare, de neîmplinire, fără să te agăți de altcineva. Faptul că înțelegi, bineînțeles că munca emoțională, tot tu trebuie să o desfășori, dar faptul că înțelegi cum anume funcționează anumite mecanisme interioare și cum anume se pot explica unele comportamente, este de foarte mare ajutor. De exemplu, sunt niște capitole în care se face o comparație între conflictul sănătos și drama stresantă. Conflictul este ceva care este natural, este normal să apară conflicte. E ceva sănătos, efectiv, e ceva sănătos și explică care este atitudinea unei ființe mature atunci când apare un conflict emoțional și care este atitudinea unei ființe care se complace într-o dramă datorită faptului că nu se cunoaște, nu se înțelege, nu știe cine este și în momentul în care ai efectiv sub formă de tabel cele două moduri de a te comporta, înțelegi, bineînțeles, sunt și alte explicații, înțelegi exact în ce categorie te afli și ce anume mai ai de lucrat ca să ajungi într-o stare mult mai bună. De exemplu, este iarăși un alt capitol, diferența dintre starea de îndrăgostire și dependența emoțională. Pentru că cu toții știm că atunci când ne îndrăgostim, de fapt și oamenii de știință au descoperit că în momentul în care se îndrăgostește creierul, o ființă umană, creierul acesta da, niște modificări chimice. Are o configurație asemănătoare cu a celor care se droghează. Deci este imposibil, e ceva atât de intens și atât de puternic, încât e foarte greu să te sustragi, e foarte greu să-ți păstrezi luciditatea și liniștea. Și apare această stare de dependență, de frenezie, de disperare, să îl apuci pe celălalt. Și se face o diferență clară între o stare de îndrăgostire și o stare de dependență. Starea de îndrăgostire este firească, e normal să apară această stare, dar ea este... durează un anumit timp determinat, după care se trece la o altă fază mai profundă, în care nebunia aceea hormonală a începutului se calmează. În momentul în care o ființă umană nu este suficient de matură, acea stare de îndrăgostire se manifestă ca o stare de dependență și ființa nu reușește să iasă din ea. Rămâne la acel stadiu și apar foarte multe probleme. Toată lumea se simte stresată, iubirea este foarte greu de accesat, starea de împlinire e undeva departe și în momentul în care poți să analizezi cu detașare cele două tipuri de comportamente și ți se dau modalități de a te liniști și de a înțelege ce se întâmplă cu tine, ai mult mai multe șanse să treci prin acel moment mult mai detașat și mult mai deschis către iubirea autentică și profundă. De asemenea, există descrierea a două atitudini care sunt extreme. Este pe de o parte o ființă care se teme de abandon până la compulsiune, deci este îngrozit să nu fie abandonat, iar în partea cealaltă este ființa care se simte hăituită și care nu suportă apropierea. Și este foarte interesant de văzut ce se întâmplă când două astfel de ființe ajung să fie în relație. Una dintre ele disperată să fie cu cealaltă, iar cealaltă disperată să scape de cealaltă. Și în mod paradoxal, cele două ființe sunt împreună și conviețuiesc și au o relație. Și la fel, se explică foarte clar care sunt motivele care au determinat aceste extreme
și cum se poate ieși din aceste stări. Este foarte interesantă cartea și o recomand din tot sufletul. Este o plonjare în subtilitățile și profunzimile iubirii și un manual practic de a ne descurca în hățișurile acestor stări și de a ne ajuta să reușim să ne maturizăm prin iubire. Să fie iubirea ca un instrument care ne ajută să ne înțelegem, să ne cunoaștem pe noi înșine și să trăim cu adevărat fericiți până la adânci bătrânețe, dar nu agățați de ceilalți, ci aflând cu adevărat cine suntem noi. Mulțumim foarte mult, Luisa Neag, senior editor, editura Herald. Am vorbit despre o carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald. La rubrica Noutăți este vorba despre mindfulness în relația de cuplu, 5 chei practice pentru a ne maturiza în relații și a dezvolta prezența și iubirea conștientă. A fost alături de noi, așa cum vă spuneam, cu informații foarte utile despre felul în care acest autor vede iubirea, colega mea, Luisa Neag, coordonator al colecției Mindfulness. Aici se încheie rubrica Noutate editorială a săptămânii. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere!